Suntem din nou în direct pentru partea a doua a emisiunii. Așadar, anul acesta când veți pleca în Franța? În perioada 3-5 iunie va fi turneu. Undeva pe 31 mai vom pleca. Am înțeles. Știți deja cine veți juca acolo? Sau? Nu. În perioada următoare se anunță echipele participante, programul și... Dar din experiența de anul trecut, cam câte meciuri veți prinde? Anul trecut au fost 16 echipe, în mare majoritate din sudul centru și sudul Franței. Cu siguranță, 7-8 meciuri le vom juca în 3 zile. Am înțeles. Ca și experiență, oricum, ceea ce a fost anul trecut a fost extraordinar de bună. Într-adevăr, de asta am și ales. E altceva. De asta am și ales și am acceptat să facem din nou această deplasare. Sper în perioada următoare să găsim și, eu știu, și alte turnee în alte țări, să reușim aceste turnee internaționale, pentru că vezi și altceva, vezi alt fotbal din ce se joacă și în alte țări la acest nivel, lucruri care nu pot decât să ne ducă la progres. Da, e plus valoare, pentru că îndrăznesc să spun că ne confruntăm așa cu ce e... cu ce și prin altă parte și vedem cu ce se mănâncă. E al treilea turneu internațional la care o să participăm. Am fost la Preșov în Slovacia cu grupa 2004 anul trecut. Într-adevăr, un turneu util la Preșov au participat echipe din 7 țări din Europa. Un lucru interesant, ceea ce s-a întâmplat acolo, din ce am văzut noi. Sper să facem aceste deplasări și aceste turnee internaționale cu cât mai multe grupe care vin din urmă. Este un impact bun care duce la progresul copiilor mai mici. Asta dacă discutăm strict din punct de vedere fotbalistic, dar eu v-aș întreba și pe partea aia, pentru că e până la urmă și ca o excursie pentru cei mici. Uite că trebuie să stea mai mult timp împreună. Se creează și alte relații mult mai strânse între ei. De ce nu se mai rezolvă și unele probleme mai complicate? Dar odată ieșiți și în afara țării, ca să spunem așa, și în turnee în altă parte, văd că parcă nu suntem atât de departe de Europa, nu? Adică suntem tot pe acolo, tot două mâini, două picioare, uite că avem rezultate bune. Cum le privesc ei și din punctul ăsta de vedere? Cum se comportă? Sunt bucuroși când aud de un turneu afară? Da, copii. Da, sunt foarte părinții entuziasmați. Părinții știu, sunt doar mai îngrijorați. Da, copiii sunt foarte entuziasmați. Dacă ar fi după ei, vă dați seama că în fiecare lună va trebui să facem o ieșire în afara țării. Dar în această perioadă, după ce se termină campionatele, avem aceste opțiuni să participăm la turnee internaționale. Mă bucur că, eu știu, pe plan local se vede acest lucru. Am participat, practic, în acest an la toate cele 5 categorii de vârstă la care s-a organizat campionatul județean. Două dintre ele, la grupele 2004 și 2008, am câștigat primul loc. La grupa 2003, unde am participat cu un an mai mici, am terminat pe locul 4 după echipele de pe podium care au avut copii născuți doar în anul 2002 și s-a văzut acest lucru. La grupa 2006 am dus duelul cu LPS până la capăt și am pierdut în play-off pe Aren cu 3-1, dar un joc echilibrat și două echipe foarte bune în grupele de 2006 de la noi și de la LPS. La 2007 la fel am terminat pe locul 2 cu aceiași rivali. Important este că suntem acolo în față, că munca noastră, ceea pe care o fac antrenorii în fiecare zi se vede. Avem, eu știu, suntem 5 antrenori care fiecare... Deci în afară de dumneavoastră cine mai e? Mihai Guriță, care s-a dovedit a fi un transfer reușit, să zic așa. Ovidiu Vranău, Iulian Ignătescu și Constantin Domistrăcel. Deci ăsta e corpul de... Da, suntem 5 antrenori. Încercăm fiecare să ne împărțim sarcinile și să ne completăm unul pe altul, să zic așa, pentru că la fiecare grupă suntem câte 2. Eu sunt foarte mulțumit de ceea ce se întâmplă în cadrul clubului și nu-mi doresc decât să mergem pe aceeași linie în continuare, să putem să facem față tuturor competițiilor, pentru că orice competiție la nivel de județ și la nivel național care va apărea, noi vom răspunde prezent.
numai să fie dedicată, spun așa, vârste pe care au copiii de acolo din club de la dumneavoastră și să nu se suprapună cu alte competiții, evident. Da, prioritar e clar campionatul județean, dacă sunt meciuri oficiale, în funcție de programul și de calendarul meciurilor din campionat. Se organizează și această interligă națională, practic, pentru grupele 2000, copiii născuți în anii 2007, 2008, 2009 și 2010, la care am participat la fiecare două săptămâni. E un proiect interesant al federației, în care toate aceste patru echipe joacă în același timp, pe același teren. Practic, se fac patru terenuri pe un sfert de teren și toate meciurile se dispută în același timp. De fiecare dată e nevoie de patru antrenori pentru fiecare grupă, pentru că se joacă în aceeași incintă. E un lucru și un proiect bun la care am participat la fiecare două săptămâni. Chiar ieri am fost la Iași și președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a premiat toți copiii cu medalii înaintea finalei campionatului național de fotbal feminin. Copiii se bucură. E un proiect cu care federația a venit cu ceva nou și e un lucru pozitiv. La nivel de campionate județene, v-am spus, începând de anul acesta o să avem una sau două echipe înscrise la fiecare categorie de vârstă. Pentru că și în acest an, la junior D, la Under 13, la grupa 2004, am avut două echipe înscrise. Una de 2004 și una de 2005, care practic nu avea campionat, fiind cu un an mai mici. Da, ați preferat să-i lăsați pe toți cei de 2005 să fie în aceeași echipă, chiar că... Da, să fie în aceeași echipă, la fel cum am preferat la 2003, deși nu aveam campionat, i-am înscris la 2002, practic, pentru a avea meciuri în picioare, pentru a progresa, pentru a se pregăti pentru campionatul viitor și pentru... Ce mai, pentru viitor, cum pentru spuneam, viitorul... că mie asta îmi place cum sună, și viitorul nostru, dar mai ales al copiilor. Spuneți-mi, vă rog frumos, câte antrenamente prinde un copil pe săptămână? Cel puțin trei antrenamente. La grupele mici, însemnând de la 2008, 2009, 2010, 2011, se fac trei antrenamente. La grupele 2003, 4, 5, 6, 7, se fac patru antrenamente. În afară de joc, care sâmbătă au meciuri, echipele scrise în campionat și... Slavă Domnului că era o perioadă în care nu prea aveam nici meciuri, nu prea... Adică sistemul ăsta competițional la juniori fusese la un moment dat lăsat așa, ușor baltă, dacă țineți. Așa e și acum, să știți, pentru că se face campionatul, se organizează din 2 în 2 ani de zile și atunci grupa care e logica? Adică cine a gândit așa bine? S-a încercat ceva să se organizeze pe an de vârstă și nu s-au găsit echipe. Deci pe undeva... Are dreptate și federația, pentru că nu sunt echipe pe fiecare... să spunem, da, așa. Da. Și atunci preferăm să înscriem două echipe în campionat și dăm șansa tuturor copiilor să joace, pentru că asta e cel mai important, ca fiecare grupă, fiecare copil să participe. Înțeleg așa, un an îți vine mai greu, un an ți-e mai ușor, un an e mai greu, un an mai ușor. Cam asta înțeleg că se întâmplă, nu? Așa e. Și așa e până la juniorii republicani A, unde la fel sunt cumplați câte 2 ani de vârstă. E destul de dificil, ca să o spunem. Bine, până la urmă, dacă îi obișnuim cu greu, poate că o să treacă mai ușor și peste etapa aia, când trec de la juniori la seniori, care iarăși e unul din momentele critice, îndrăznesc eu să spun, în fotbal. Acolo parcă pierdeau toate speranțele care le vedeam. Copiii extraordinari de talentați nu reușeau să facă pasul la seniori. Adică nu... Da, într-adevăr, poate și din cauza faptului că îl fac direct de la juniori la echipa de seniori, care eu știu, poate fi undeva Liga a doua sau Liga a treia. Se poate face o echipă a doua care să fie la nivel de județ, treptat juniorul să facă pasul spre seniori, nu dintr-o dată, pentru că atunci impactul poate fi prea mare. E diferență mare de la junior la senior și mulți juniori, din păcate, nu reușesc, dar sunt și cazuri, multe cazuri, care reușesc, într-adevăr. Da, dar cum reușim să-i protejăm, cum reușim să-i facem să ajungă acolo? Aici cred că trebuie descoperit acest lucru, pentru că dacă reușim să facem pasul ăsta de la juniori la seniori, eu cred că am fi foarte bine, pentru că la nivel de juniori, dacă stau bine și mă gândesc, cred că dacă aș face o selecționată la nivel de județ, și cred că am avea una extraordinar de
competitivă pe, pe plan regional. Da, e un proiect care Suceava ar fi trebuit să-l aplice de mult timp. Un proiect cum am văzut un articol în zilele trecute, sâmbătă sau duminică, în care era un, o întrebare, câți din, din oamenii de fotbal din România vor aplica proiectul Hagi. Un proiect care a dat roade... Da, avem de dată foarte recentă, cum e viitorul Constanța, care, uite, după câți ani de primă ligă, e deja campion, adică ți-a dat credit tinerilor. Da, bine, vorbim despre... noi putem vorbi la o scară mai mică, la, raportându-ne la, la ce avem noi și la diferența dintre, dintre noi și Academia Hagi. Dar să nu uităm, Hagi, din câte știu, are echipa a doua și viitorul 2 și viitorul 3. Are echipe de juniori care participă în, în campionate elită, în campionate naționale. Deci totul se face treptat. Să nu credeți că un jucător de la 16 ani apare direct în Liga 1. Totul apare treptat. Sunt mai multe echipe care... Numai dacă nu-l cheamă Screciu sau cum e... Da. Dar vedeți dumneavoastră, mai sunt și câteva exemple. Deci lucru care ar putea fi făcut și la noi, v-am spus, la o scară mai mică, dar un lucru mai, mai concret, mai, mai corect și care ar ajuta pe toată lumea. Da, iar dacă nivelul copiilor ne impune să fim la Liga a doua în prima parte a clasamentului, ăla e locul nostru. Dacă suntem în zona de mijloc, chiar ai noștri. Să nu credeți că, eu știu, un loc nou în Liga a doua nu se poate obține și cu jucători din Suceava sau cu jucători tineri sau cu... Se pot obține rezultate frumoase. Câți copii aveți din... Nu din alt județ, nu aveți din alt județ, sau aveați unul de la Botoșani? Doi copii de la Botoșani. Doi copii de la Botoșani, da. Sunt veniți la dumneavoastră, un da? Un copil la 2003 și unul la 2004, da. Ok, dar în câți copii sunt, de unde se iei majoritatea? În oraș, de aici? Din oraș, ceva. Da. Majoritatea, trei sferturi. Eu sunt și copii din sate, din oraș. Și cam care? Da, din Rădăuți? Din Fălticeni, din Câmpul Lung, din Rădăuți, din satele din zona noastră, dar majoritatea sunt din Suceava. Am înțeles. Și copiii ăștia ați defilat, ca să spunem așa. Da, nu, deci se pot face lucruri interesante, dar v-am zis, fiecare conducător își alege proiectul lui, ceea ce vrea să facă, ceea ce poate să și până la urmă se poate, ceea ce poate fi realizabil, pentru că mulți poate vrem să construim, să facem echipe de seniori, dar e complicat. Da, nu vă supărați dumneavoastră, nu vă supărați, cu ce să vă supărați? Mi-aduc aminte că ați făcut parte din proiectul Rapid CFR, da? Care era un proiect tot așa, pornind de câțiva oameni inimoși din Suceava, tot așa, când dispărea echipa, da? Da. Iar la momentul respectiv... Tot așa s-a ajuns, deci dintr-o pasiune pornită, pe criteriu sportiv echipa a promovat, a ajuns la un anumit nivel, ori de acolo, mai aud pe unii, domne, dar e echipă privată, pentru că așa sunt regulamentele, nu pentru că cineva și-a propus vreodată să facă cine știe ce, bani din fotbal. Toți cei care au fost chiar și în Rapid CFR Suceava știu că au cheltuit mulți bani din buzunarul lor până la nivelul Ligii a doua. Au plecat de jos, au ajuns la nivelul Ligii a doua. Dacă ar fi fost și jucători care să vină din urmă și să ajute acea continuitate. Acea continuitate, ar fi fost ideal. Dar, v-am zis, sperăm să învățăm ceva din toate greșelile care s-au făcut și vom vedea pe viitor ce va fi. E așa, cu ușoară amărăciune, pentru că nu mai n-a fost să fie. Da, dar oricum, v-am zis, eu am speranțe în ceea ce mă privește pe mine și pe noi, cei care răspundem de clubul juniorul. Acum îmi doresc în calitate de antrenor și îmi doresc să, nu știu, să oferim șansa acestor tineri să facă pasul mai ușor și să-i și ajutăm în același timp, pentru că nu știu, în Suceava tot timpul... Dumneavoastră știți care a fost pentru dumneavoastră care a fost cea mai critică perioadă ca fotbalist?
Da, am avut perioadă critică, pentru că eu când am făcut pasul de la junior la senior, Suceava avea Liga a treia, deci a fost mai ușor de făcut pasul de la junior la Liga a treia. Acum, în momentele astea, să faci... Deși nivelul la care e Liga a doua acum și fără presiune, fără echipe care retrogradează și fără... Ar fi fost ideal ca 5-6 jucători de 18 ani să facă pasul în Liga a doua. Ar fi fost ceva extraordinar, dar... conjunctura și tot ceea ce s-a întâmplat e păcat. Sperăm pe viitor să, v-am zis, să putem construi ceva pentru copiii ăștia, pentru că până la urmă ăsta e viitorul, că e greu altfel să mai încercăm marea cu degetul. Spuneți-mi, a fost când? Săptămâna trecută primul turneu play-off, la care a spus că nu a fost și turneul play-off la 2000? La 2004, la juniorii under 13. La under 13 acolo n-a fost. N-a fost pentru că au fost 12 echipe înscrise și s-a făcut numărul de jocuri, de 22 de jocuri într-un campionat. Am câștigat campionatul cu 22 de victorii din tot atâtea meciuri. Am făcut un parcurs fără greșeală, o grupă 2004 care de asemenea este foarte copii foarte talentați. Important este ceea ce se va întâmpla la turneul zonal. Ne punem speranțe în perioada 7-11 iunie. Acolo probabil va fi altceva față de ce a fost în campionatul județean. Sperăm să avem ca și obiectiv calificarea la turneul semifinal această grupă, pentru că, v-am zis, sunt copii foarte talentați și ar fi păcat pentru ei să nu meargă mai departe. S-a stabilit unde va fi turneul zonal? Nu, de-abia s-au terminat campionatele și în perioada următoare va fi ședință la Federație. Dar din experiența anilor anteriori, unde? Unde ar fi? Bacău sau... Noi sperăm să-l putem organiza la Suceava. Avem șansa asta. Unde ar trebui să fie organizat? Pe Stadionul Arenei. Pe Stadionul Arenei. Cum am organizat și turneul semifinal la grupa 2003, anul trecut, când a venit Academia Hagi, Atletico București și Stars Brăila. Turneul semifinal, după ce am câștigat zona de la Iași cu această grupă și am terminat undeva la locul 6 la nivel național, pentru că au fost două turnee semifinale la nivel de două turnee semifinale de 4 echipe, la noi și la Timișoara s-a organizat. Am înțeles. Deci anul ăsta încercăm să prindem zonalul aici. Zona la 2004, după care vom vedea mai departe. Am înțeles. Deci asta la under 13, da? A spus. La under 14, la under... La under 11, la 2006, cum v-am zis, am dus lupta până la capăt cu adversarii noștri de la LPS. Am pierdut în play-off pe Stadionul Arenei. Asta săptămâna asta. Nu, săptămâna trecută. Acum două săptămâni. Da. Am terminat pe locul 2. Un turneu reușit. Era o luptă care pe care cu adversarii noștri. Important este că reușim la fiecare grupă să, eu știu, să ținem pasul, să fim acolo sus, să reușim. Important e că, din punctul meu de vedere, și că nivelul e destul de ridicat. Pentru că dacă constatăm într-o grupă sau la o grupă de vârstă că cei mai buni jucători sunt coagulați într-o parte și duc campionatul, cum ați pățit la 2003, îl duceți campionatul ala lung fără să vă sufle nimeni în ceafă, nu știu dacă e chiar așa. E o problemă pentru că atunci când vei da de adversari puternici la turneele zonale sau la, ar putea fi. Dar noi am încercat să compensăm acest campionat mai ușor prin turnee. Eu știu, am fost și la București și la Brașov unde am întâlnit echipe puternice. Numai așa putem să ținem la pasul nivel, ca să... Da. Ca să știți pe unde sunteți. Dar în partea asta, cum a spus, la Under 11 cu LPS, o bătaie sau umăr la umăr până... Au fost 6 meciuri directe disputate pe parcursul campionatului, 6 jocuri frumoase și cu celelalte echipe am avut meciuri greuțe cu Rădăuț și cu... Am mai avut 2006 Fălticeni. Important este, v-am zis, că la fiecare grupă reușim să construim echipe bunișoare, reușim să aducem să iasă în evidență copii talentați. Până la urmă, asta e cel mai important, pentru că rezultatele, înainte, trebuia să punem puțin accent pe aceste rezultate, pentru că, până la urmă, tot
tot elanul copiilor, rezultate, tot elanul mai copiilor, spus, victoriile aduc la... victorii. Da. E altceva, trebuie și aceste rezultate, dar eu rămân la ideea aia, știți? Adică să fie totuși bucurie, adică să vină cu bucurie. Dacă reușim să îmbinăm utilul cu plăcutul, dar ei sunt încă la vârsta la care trebuie doar să acumuleze, ca un burete. Să știți că am mai văzut chestia asta, nu la dumneavoastră, sau dumneavoastră de fiecare dată ați venit cu drag și în aceste emisiuni și am povestit cât se poate frumos. Adică rezultatele astea vin. Sunt bune, sunt frumoase. Dar la cum știu și din informațiile pe care le-am, e că nu s-a făcut totul. Adică, domnule, nu ne interesează altceva decât rezultatele. Hai să obținem rezultate. Mai curând să știți că am prins în alte zone lucrul ăsta. Cred că, până la urmă, defectează ceva și în mentalitatea copiilor. Într-adevăr, trebuie să fim pe rezultat. Totuși, bucuria aia, la vârstele astea, încă trebuie. E vorba de psihologia copiilor, până la urmă. Într-adevăr. Dar v-am zis, toate se leagă. După și cu aceste rezultate... Trebuie să știe un copil și când să câștige și când să piardă. Important este să știe să piardă, într-adevăr, să, în primul rând, să-și dezvolte spiritul de fair play, să-și respecte adversarii, colegii, arbitrii, spectatorii. În primul rând... plăcerea asta pentru... Cărămidă se pune. Exact. Bun, rămânem pentru că așa am epuizat practic campionatul regulat ce a fost acum două săptămâni. Povestim imediat ce a fost în acest weekend aici pe stadionul Areni, când iarăși s-a petrecut ceva foarte frumos, îndrăznesc eu să spun, și foarte interesant și un lucru care m-a deranjat, dar toate astea le povestim după publicitate.